Discuțiile și deciziile din ziua de astăzi, după această rundă, precum ați văzut, foarte operativă de discuție, am propus și de comun acord a fost acceptat azi la orele 14:00 la Palatul Republicii, semnăm acordul politic de constituire a majorității parlamentare și a alianței de guvernare. Respectiv, după această ceremonie, toate partidele și-au stabilit întrevederi la fracțiuni, ceea ce este firesc, și cu propunerea pentru funcția de speaker și cu persoana care a fost propusă funcția de prim-ministru. Vor fi aceste întrevederi, după care partidele adoptă deciziile și în funcție de acest exercițiu, mai departe ne mișcăm. O să avem și astăzi seară o întrevedere, ora va fi precizată, după care vom solicita respectuos domnului președinte a țării să stabilim timpul pentru o întrevedere, ca să informăm șeful statului, să începem consultările pe marginea acelor proceduri care trebuie să fie continuate. Asta este rezultatul zilei de astăzi. Cine este acum? Haideți așa, eu v-am spus și ieri, plecând de la ministru, până la premier, până la speaker, totul trebuie să fie în complexitate, toți împreună, din momentul în care s-au pus toate punctele pe ei pe întreg setul de propuneri, atunci vom vorbi. La ora 2, la Palatul Republicii, vom semna acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană și acolo deja vă vom oferi toate elementele și toate răspunsurile la întrebări. Cine este candidatul la funcția de primire? La ora 2. O să seara spunea domnul Lucu că mai aveți o întâlnire. Despre ce este vorba? Deci, astăzi am clarificat tot ce am avut să clarificăm și datorită acestor clarificări, uitați-vă, la ora 2 semnăm acordul de constituire a alianței. Dar la 9, dar de seară. Ceva s-a vorbit, domnul Lucu a spus că mai urmează o întâlnire la ora 9 seara. Vom avea și la ora 9 seara. Pregătim deja procedurile de investire a guvernului. Aha. Am convenit deja că semnăm acordul, ora, procedurile de mai departe, cu desemnarea, cu... și ne revedem de seară ca să punem punctul pe ei după întâlnirile cu candidații la funcția de speaker și prim-ministru. Cine este candidatul? Nu, după, iată, de seară, la ora 19, după ce ieșim de la această ultimă ședință, sper eu, vom anunța, și nu cred eu trebuie să anunț cei care... dețin această. Domnul Ghibu, asta înseamnă că astăzi semnați acordul la 2, dar nu veți anunța candidatul? De seară îl auziți. Nu, da, acum la 2. Da, acum la 2. Păi e semnarea acordului și atât. Păi, dar ministrii... Nu sunt incluși miniștrii care o să... Unde? În acord? Nu. Nici numele miniștrilor? Nu, dar ce? Acordul e un document politic. De ce se ține atât de mult secret aceste candidaturi? Nu e secret, pur și simplu așa e planificat să fie. Ne-am proiectat așa, de ce să... Eu înțeleg că lumea așteaptă cu mare nerăbdare să... Pentru că diferite variante, am văzut pe internet, unii dețin și 3 ministerii un nume. Dar de seară eu cred că să lumea dar spunească absolut. Dar candidatul liberal, ce miniștri înaintează? Aveți 4. De ce nu v-am spus? Nu. A zis că astăzi... Ministri. De exemplu, la transporturi, cine va fi înaintea? De seară, la ora, după ședința de ora 19, auziți absolut cine sunt candidații la funcție de prim-ministru, de speaker, de ministri, de vice-prim-ministri. Domnul Ghiu, până la urmă este o doamnă? Ce? Este o doamnă? Premier. Eu n-am visat asta noapte așa ceva. Da? Da. De ce? Un bărbat? Un om, a să fie precis.